Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Diana Spătrălu și vă prezint știrile amiezii. Ofițerul Igor Ciofu, angajat al Serviciului de Securitate al aeroportului, ucis vineri în aerogară, este petrecut astăzi pe ultimul drum în satul său de Baștină, Nimoreni, raionul Ialoveni. Ofițerul pensionat din cadrul SPPS, acesta avea 40 de ani și era tata a 3 copii. În mediul online a fost creată o strângere de fonduri pentru a ajuta familia regretatului ofițer. Președintele Maia Sandu a decretat data de 4 iulie zi de doliu național în semn de comemorare a victimelor de la aeroport. La ora 12 se va cinsti memoria victimelor prin păstrare în toată țara unui monument de reculegere. Șeful statului a semnat și un decret prin care se conferă post-mortem medalia meritului civic militar lui Igor Ciofu, locotenent colonel în rezerva al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, și lui Serghei Munteanu, agent șef adjunct al Poliției de Frontieră al MAI. Polițistul de frontieră Sergiu Munteanu, ucis și el în urma focurilor de armă de pe aeroportul Chișinău, va fi mormântat mâine în satul său de Baștină, Voluntiri, din raionul Ștefan Vodă. Un bărbat de 50 de ani este blocat de ieri într-o fântână la adâncimea de peste 15 metri. Cazul s-a produs în jurul orei 12 într-o gospodărie din orașul Taraclia. Salvatorii spun că au muncit zi și noapte și continuă și la această oră, dar misiunea este una dificilă, întrucât diametrul tubului este mic. Între timp, bărbatul nu dă semne de viață. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat pe 2 iulie la ora 11:43. Potrivit primelor informații, persoana s-a coborât la adâncime pentru a efectua lucrări de săpare a fântânii. Însă în proces, un mal de pământ s-a surpat, acoperindu-l total pe bărbat. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje care de urgență au început lucrările de deblocare. Misiunea complexă a salvatorilor a fost efectuată neîntrerupt în condiții de zi și noapte și continuă și la această oră. Potrivit Lilianei Pușcașu, în intervenție sunt antrenați peste 20 de angajați din subdiviziunile IGSU. Misiunea salvatorilor este una dificilă, întrucât diametrul tubului folosit pentru pătrunderea în interior este mic, iar specialiștii trebuie să depună eforturi mari pentru a putea înainta în siguranță și a găsi victima. Bărbatul nu dă semne de viață, ce indică probabilitatea că acesta nu mai este viu. Cu detalii vom reveni. Victor Chironda, fostul viceprimar al capitalei, este candidatul platformei DA la alegerile pentru funcția de primar al municipiului Chișinău. Anunțul a fost făcut de către liderul formațiunii DA, Dinu Plângău, în cadrul unei conferințe de presă. Împreună cu Victor Chironda, candidatul platformei DA la primăria capitalei, ne angajăm să desfășurăm o campanie constructivă, pozitivă și orientată spre soluții concrete. Vom avea doar promisiuni electorale argumentate, realiste și justificate. Totodată, Chișinăul și suburbiile au nevoie de o viziune strategică pe termen lung. Un plan de modernizare a capitalei. Anume, acest aspect major ar putea să devină principala temă de campanie. Victor Chironda a fost demis acum 2 ani din funcția de viceprimar al capitalei în urma unui vot de neîncredere al consilierilor municipali, după ce l-a învinuit pe primarul general Ion Ceban că nu s-a împotrivit demolării Hotelului Național. De cealaltă parte, Ceban și-a acuzat subalternul că a gestionat prost domeniul arhitecturii de care era responsabil. Pentru alegerile locale generale din toamnă și-a anunțat candidatura Partidul Coaliție pentru Unitate și Bunăstare, fiind vorba de Ion Bulgac, în vârstă de 23 de ani, licențiat în drept. Partidul Liga Orașelor și Comunelor merge în scrutin cu activistul civic Mihail Bagas, iar PAS cu Lilian Carp. Anatol Usat este candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Vasile Costiuc, cel al Partidului Democrația Acasă, iar Ruslan Codreanu a fost înaintat de Partidul Puterea Oamenilor. Partidul Pace, condus de Gheorghe Cafcaliuc, a anunțat că o va propune pe Tatiana Bordeianu. Deocamdată, actualul primar Ion Ceban nu a anunțat oficial dacă va pretinde la al doilea mandat. Data alegerilor locale urmează a fi stabilită de CEC, cu cel puțin 70 de zile înainte de scrutin.
Ex-premierul Vlad Filat a fost reales în calitate de președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru următorii 4 ani. Decizia a fost luată în cadrul Congresului Formațiunii Politice care s-a desfășurat duminică, 2 iulie. PLDM s-a declarat a fi în continuare un partid pro-român, stabilindu-și anumite obiective, inclusiv reunificarea Republicii Moldova cu România. La baza tuturor acțiunilor noastre în continuare va sta obiectivul nostru suprem, reunificarea Republicii Moldova cu România. Ultimele evoluții internaționale dictate de războiul de la frontierele noastre, dar și situația concretă în care ne aflăm noi aici în Republica Moldova, ne impune să analizăm serios posibilitatea reunificării celor două state românești. Printre obiectivele formațiunii este și continuarea procesului de consolidare a forțelor democratice pro-europene, pro-românești, ca unică alternativă actualei guvernări, promovarea reformelor autentice pentru rezolvarea multiplelor crize cu care se confruntă țara noastră, demografică, politică, economică, socială, în justiție. Totodată, participanții la Congres au operat modificări în statutul partidului și au aprobat fuziunea Partidului Unității Naționale cu PLDM. Amintim că Vlad Filat a fost reținut în octombrie 2015, apoi arestat pentru corupere pasivă și trafic de influență. În 2016, el a fost condamnat la 9 ani de pușcărie de judecătoria Buiucani. În decembrie 2019, Filat a fost eliberat anticipat. Instanța i-a redus pedeapsa cu 1 an și 9 luni din cauza condițiilor proaste de detenție. În data de 20 martie, Curtea Supremă de Justiție a înregistrat o cerere a lui Filat de revizuire a dosarului. El a făcut solicitarea după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că nu a avut parte de un proces de judecată echitabil. Reprezentanții ai instituțiilor de drept din Tadjikistan și oficiali ai misiunii diplomatice a acestui stat în țara noastră cu reședință la Kiev, Ucraina, au venit la Chișinău pentru a discuta cu oficiali de aici despre incidentul tragic de la aeroportul internațional Chișinău, care a avut loc în după-amiază zilei de 30 iunie. Despre asta a declarat procurorul general interimar Ion Muntean pentru postul nostru de televiziune. Potrivit lui Munteanu, delegația din Tadjikistan a sosit imediat după ce a avut loc incidentul tragic de la aeroport. Este consulul Tadjikistanului în Republica Moldova și am înțeles că sunt și reprezentanța organului urmărire penală, preconizez azi după masă, am în prevedere cu dânsii. Alte detalii nu pot vă dau și nici nu am de fapt. Și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Tadjikistan a făcut un anunț în acest sens. Potrivit instituției, în legătură cu incidentul armat de la aeroportul internațional Chișinău cu implicarea unui cetățean al Republicii Tadjikistan, Procuratura Generală a Tadjikistanului și alte autorități ale acestei țări sunt în contact cu colegii din Republica Moldova. Ofițerii ai organelor de drept din Tadjikistan și înalți oficiali ai ambasadei țării noastre în Moldova cu reședința la Kiev au fost trimiși în orașul Chișinău pentru a interacționa cu colegii moldoveni pentru a clarifica toate împrejurările incidentului. Atragem atenția asupra declarației oficiale a Procuraturii Generale din Tadjikistan, conform căreia Rustam Ashurov este unul dintre participanții unui grup infracțional organizat implicat în răpirea prim-vicepreședintelui Orient Bank din Tadjikistan, se arată în declarația Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Tadjikistan. Instituția a exprimat profunde condoleanțe familiilor celor doi cetățeni decedați și a reafirmat determinarea părții tadjice pentru o strânsă cooperare cu partea moldovenească. Amintim că vineri 30 iunie un cetățean al Tadjikistanului a tras focuri de armă la aeroportul internațional Chișinău după ce i-a fost refuzată intrarea în țară. În urma atacului, polițistul de frontieră Serghei Muntean și angajatul din securitatea aeroportoară Igor Ciofu au fost omorâți, iar atacatorul a fost rănit. Acum bărbatul se află la spital, starea lui este foarte gravă. Pe acest caz, procuratura de la Chișinău a deschis un dosar penal. Procuratura Generală de la Dușanbe a anunțat ulterior
că numele cetățeanului este Rustam Ashurov, în vârstă de 43 de ani. Acesta a fost implicat anterior în răpirea prim-vicepreședintelui unei bănci din Tajikistan și era căutat de autoritățile din țara de origine. Ulterior, după comiterea infracțiunii, acesta a fugit în Republica Moldova prin Turcia cu intenția de a se ascunde în țările Uniunii Europene. Presa din Tajikistan scrie că nu este clar deocamdată cum a părăsit Ashurov Tajikistanul. Instituțiile medie de acolo mai scriu că până de curând autoritățile tajice nu au anunțat numele persoanelor suspectate de răpirea bancherului. Abia după atacul armat de la aeroportul din Chișinău, Procuratura Generală din Tajikistan a declarat că Shuhrat Ismatulloyev a fost răpit de un grup infracțional organizat, menționând că Rustam Ashurov este unul dintre principalii suspecți în acest caz. Deținătorii de patente au ieșit din nou la protest. Aceștia nu sunt de acord cu modificările operate în lege cu privire la patenta de întreprinzător și cer anularea deciziei de a trece la o nouă formă de activitate care îi obligă din 1 iulie să utilizeze aparate de casă. Comercianții anunță proteste până la 10 iulie. După ce au protestat la guvern, comercianții s-au îndreptat spre oficiul avocatului poporului, de la care cer să li se facă dreptate. Instituția nu a ieșit deocamdată cu o reacție. Între timp, ministrul economiei Dumitru Alaiba a scris pe Facebook că înțelege temerile patentarilor legate de schimbări, dar suntem într-o țară civilizată și toți trebuie să fim tratați în mod egal. Potrivit lui, noul regim încurajează dezvoltarea comerțului și oferă antreprenorilor mai multe oportunități de creștere. Pentru compensarea cheltuielilor de trecere la activitatea independentă, inclusiv să-și procure aparate de casă, care vor fi obligatorii odată cu trecerea la o nouă formă de activitate. Deținătorii de patente vor putea beneficia de un suport în valoare de până la 10.000 de lei din partea statului. Înainte să aplice în practică acțiunile deciziei, la guvern au avut loc câteva întrevederi cu deținătorii de patente. Potrivit datelor, în Republica Moldova sunt 4.000 de patentari. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile la miezii. Cu noi informații vă aștept la ora 16:45. Pe curând!